E primul rec pe care îl dăm, prima dată. N-am mai făcut asta niciodată, sper să ne iasă. De câteva luni am început să fiu foarte atent la fotografiile pe care le postez pe Instagram și am început și să citesc mai mult despre cum să fac fotografii mai bune. Pentru fotografii folosesc un iPhone și m-am gândit că ar fi interesant să vă arăt câteva funcții ascunse pe care le are camera de iPhone, pe care probabil nu le știați. Am uitat să vă zic, suntem la mine pe canapea, dar nu o să vă arăt toate lucrurile astea de aici. Hai să mergem până la Arcul de Triunf. Primul lucru pe care îl fac în setările de cameră de iPhone e să activez grid lines ca să mă ajute să încadrez mai bine și să nu-mi iasă fotografiile strâmbe. Setarea se face simplu, intrați în Settings, Photos and Camera și activați grids. Oricine are un iPhone știe că la iPhone, pe cameră, focusul se face dacă atingi ecranul odată în partea dorită. Numai că se întâmplă să-ți intre câte ceva prin cadru sau să miști telefonul și să se piardă toată chestia asta. Soluția ar fi să blochezi focusul și asta se face apăsând și ținând apăsat un pic mai mult pe ecran. Burst Mode sau Rafală e o altă funcție pe care Apple a făcut-o ușor de folosit dacă știi unde e, mai exact pe butonul de shoot, pe care dacă îl ții un pic mai mult apăsat, ai activat-o. În fine, și-am lăsat pentru sfârșit o funcție care se poate dovedi folositoare în situații în care la un selfie nu mai ajungi la butonul de shoot. Odată conectate căștile, oricare dintre cele două butoane de volum funcționează drept declanșator al camerei. Nu vă mai spun că și butonul de volum de pe telefon funcționează la fel. Am cam obosit. De fiecare dată când ies în oraș să fac poze, dacă mă plimb prea mult, când ajung acasă, dacă mă pun în pat, adorm instant. Numai că în treaba asta cu pozele pe stradă, mai am ceva de făcut. Trebuie să le editez, bineînțeles, și le editez întotdeauna pe telefon. O să vă arăt și vouă cum fac asta. O fac cu două aplicații pe care sigur le știți. Interesant e că eu o să vă arăt exact pas cu pas cum editez eu o fotografie. Iar prima aplicație este Snapseed. E o aplicație făcută de Google prin 2012, care a primit în ultimii ani mai multe actualizări. E, dacă mă întrebați pe mine, cea mai bună aplicație de post-procesare foto pe care o poate avea un telefon. La momentul actual o găsiți în mai toate topurile de aplicații când vine vorba despre fotografie. Cam așa arată. Are un buton de Open, e unde selectez fotografia pe care vreau să o editez. Primul lucru pe care îl fac în Snapseed la o fotografie e să intru în zona de rotate, rotire, și acolo de regulă îl las pe Snapseed să-mi corecteze fotografia după cum îl tai capul. Uite că mi-a îndreptat-o un pic. După care mă uit să văd de crop. O altă funcție interesantă a lui Snapseed este acest transform, care îți permite să modifici perspectiva unei fotografii, vertical sau orizontal, cu simple mișcări de deget. Uite că pe asta aș putea să o fac mai așa. Și dacă vedeți, am două spații, în stânga și în dreapta, care îmi rămân negre, însă imediat după ce ridic degetul de pe fotografie, se corectează automat. Sunt mulțumit de ce a ieșit aici. O să vă arăt acum cea mai mișto chestie de pe Snapseed. Se numește Tonal Contrast. Contrast de tonuri, și poate n-ați observat ce a făcut, dar uite, dacă revin la imaginea inițială, adică dacă apăs pe ecran să-mi arate cum arăta poza, vedeți că s-a accentuat un pic Arcul de Triunf. Pot să chiar să-l dau un pic mai tare. Asta mă va ajuta ulterior când aplic și un filtru. După care, Tonal Contrast, mergem la Tune Image.
de unde îmi pot seta luminozitate, contrast, saturație, ambianță, puncte de luminozitate, umbre și căldură. Nu știu dacă... De regulă mă joc și e după cum o simt. Dacă vreau o fotografie un pic mai luminoasă sau un pic mai întunecată, la fel și cu contrastul, mă joc să văd cum arată. Saturația, de regulă, mi-arată culorile mai colorate. Iar ambianța îmi deschide anumite zone din fotografie, după cum puteți vedea. Highlights, hai să le mai scad un pic, shadows foarte puțin, căldură și e cam gata. Ah, o altă chestie mișto la Snapseed, brush se numește, pensulă, e o funcție cu care poți să modifici pe anumite părți din fotografie, să crești luminozitatea, expunerea, să crești temperatura sau să crești saturația, repet, doar pe anumită zonă. Cu o pensulă, uite, hai să facem cu, deși n-am nevoie, cu expunere, să măresc expunerea pe arcul de triunf, adică să fac arcul de triunf mai luminos, ca să-mi dau seama, am aici un tool care mi-arată exact zonele pe care le-am selectat și gata, am un arc mai luminos. Și healing, curățare, tot o pensulă cu care dacă ai un obiect sau un punct pe fotografie pe care nu ți-l dorești, de exemplu, uite steagul ăsta de aici, că nu-mi place cum se vede, tot cu o pensulă îl poți scoate. Cea de-a doua aplicație pe care o folosesc, dacă n-ați folosit-o până acum, sigur ați auzit de ea, se numește Visco și e o aplicație mai orientată către filtre, pentru că Snapseed, apropo, am uitat să vă zic, la Snapseed nu folosesc filtre, la Visco folosesc filtrele mai des decât le folosesc pe cele din Instagram. Visco e o aplicație care îți oferă la început o colecție de bază de filtre, dar la care poți să și cumperi filtre și vă recomand să faceți asta. Eu am făcut-o undeva la $4-5 maximum o colecție de filtre. O să iau poza pe care am editat-o în Snapseed. Am intrat în zona de filtre, dar nu voi rămâne aici deocamdată. Merg la editări, mă uit să văd dacă mai pot să-i fac ceva de aici. Clarity, parcă nu. Hai să las un pic, un pic de vinietă, un shadow tint, dar pe care îl voi lăsa foarte discret, și un filtru. Care mai de care mai filtru? Visco, dacă mă întrebați pe mine, e aplicația cu cele mai bine integrate filtre de pe piață în momentul ăsta și care se updatează non-stop la cerințele utilizatorilor. Poza e cam gata, parcă ar mai merge un pic rotită. Un pic. Nu făceam asta. Suita. Și gata. Iar acum poza e numai bună de urcat pe Instagram. La capitolul jocuri, pentru că nu sunt un fan al jocurilor pe telefon complicate, de fapt nu sunt un fan al jocurilor pe telefon, dar am găsit câteva care m-au prins și sunt trei jocuri. Primul dintre ele se numește Missiles, adică rachete, e această icoană cu un avion. Ai două opțiuni în care poți să joci jocul, normal sau fast, adică mai rapid. Practic trebuie să te ferești de niște rachete care vin după tine și vor să te distrugă, să le faci așa fentă și să colectezi niște steluțe. Dar jocul devine din ce în ce mai greu pe măsură ce avansezi, pentru că rachetele sunt din ce în ce mai rapide.
La revedere. New best score, high score, 250. Cred că cu banii ăștia pot să-mi cumpăr și alt avion. Cel de-al doilea joc care îmi place foarte mult și pe care l-am jucat tot așa într-un mod obsesiv se numește Tricky Trip și e un joc în care ai o bilă și un tub, un tub de fapt întrerupt și trebuie să ghidezi tubul în așa fel încât bila să nu cadă. Hai să încerc o dată. E un joc la care o să, dacă o să-l jucați, o să vă enervați la început foarte tare pentru că nu o să reușiți să ajungeți foarte departe. E destul de greu până te obișnuiești. Ia să joc eu cu mâna dreaptă. Și trebuie să colectezi segmentele astea galbene, nici nu știu cum să le spun, pentru ca la un moment dat să poți să utilizezi acest warp. Acest warp care sper să reușești să prind, să se încarce, să vă arăt ce face. Și am dat și warp care mă aruncă mult mai în față și mă lasă pe la un scor de 100 și ceva. Îmi dă posibilitatea să fac un high score. Toate cele trei jocuri pe care vi-l arăt azi au reclame și dacă vreți să scăpați de ele trebuie să plătiți, însă nu foarte mult, câțiva dolari. Da, eu zic că puteți să trăiți și cu ele. În fine, ultimul joc se numește Circle Pong. Și e, până te obișnuiești, la fel de enervant ca celelalte, poate chiar mai enervant. Ai un cerc, o bilă și un, nu știu cum să-i zic, linie, un mic segment negru aici. Practic trebuie să nu lași bila să iasă din cerc. Gata, asta a fost primul episod, primul vlog, e primul vlog pe care îl fac, sper că v-a plăcut, sper că a ieșit bine, sper să dați subscribe și dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți.